dar la o parte, cine ne-a băgat în materiale? Eu sau tu? Atât te întreb. Am spus o dată fără să vreau, da? Bun, atunci nu mai spune că eu ți-am dat la o parte. Păi au fost de 5 ori, n-a fost o dată, n-au fost de Dori, a fost a 5 sau a 6 ori. Păi nu mai spune că eu ți-am dat la o parte. Că când am apropiat de Laurențiu și Marianita, ne-ai băgat în discuții, când ai avut probleme cu cineva la fel, când am fost cu Corina la fel, când cu Mariana și cu Grigore la fel, adică cu toată lumea tu ne-ai băgat în discuții și noi am stat pe bară și n-am putut să spunem nimic, am fost la mijloc. Așa că nu noi ne-am băgat în discuții. De fiecare dată tu ai fost. Uite un alt mesaj de la Alin. Se vede foarte bine ce urmărește Alin. Știind că va intra Laur în casă, s-a dat bine pe lângă Oana. A vrut să devină avocatul poporului și să-i ia partea Oanei și prin asta a demonstrat că nu are caracter și că este numai pentru interes în competiție. Îi susțin pe Andrei și Cristina și pe Raimond și Constantina. Multă baftă și sper să ajungeți cât mai departe. Să vă iubiți mult! Mulțumesc. Are dreptate mesajul ăsta? Da, nu, până la urmă, doamna Mirela, la lumea de afară vede cum vrea, vede ce vede. Rai și Constantina, mă bucur că v-ați dat seama de cine este această persoană pe nume Alin. Alin acum stă pe lângă Oana, deoarece Laur i-a trimis doamnei Daniela flori. Și vă mai spun că Alin a stat pe lângă voi pentru susținere și de aceea stă prin preajma Oanei. Eu sunt de partea voastră și știu că vă plictisiți și din joculețele voastre vă certați. Vă pup pe amândoi. Asta așa e, cu jocurile, chiar că ne plictisim, ne certăm. Rei, îl condamnai pe Andrei pentru felul în care s-a purtat cu Traian și doamna Iuliana. Dar tu cu Alin? Doamna Mirela, semnele nu se aud, dar jignirile da. Iar Vio să înceteze cu ce s-a întâmplat înainte și cu atâtea reproșuri. Cine nu uită trecutul nu poate trăi prezentul, spune Iulia. Bun, hai să vedem apropo de...